Salut, bine ai venit pe canalul meu! Pentru a face schimburi de mărfuri cu ușurință dintr-o țară în alta, oamenii antici foloseau plute care nu prezentau siguranță negustorilor, putând fi cu ușurință înghițite de ape din cauza fenomenelor aspre ale naturii. Astfel, oamenii de atunci au creat ambarcațiuni mai sigure și mai încăpătoare. Așa au apărut în istorie primele corobii cu vâsle. De o astfel de embarcațiune vei afla în videoclipul de azi. Să începem! O echipă de cercetători britanici care lucrează la un proiect de arheologie marină a descoperit o corabie intactă pe fundul Mării Negre. Este cea mai veche embarcațiune din lume găsită în aceste condiții, specialiștii estimând că vasul antic zace acolo de mai bine de 2400 de ani. Corabia cu vâsle provine din Grecia antică, are 23 de metri lungime și se află la o milă, aproape 2 km, sub linia apei de-a lungul coastei bulgare, nu departe de granița cu România. Potrivit cercetătorilor, corabia va rămâne acolo unde a fost găsită. Totuși, un mic fragment a fost ridicat pentru efectuarea datării cu carbon. După cum am spus, nava grecească nu va fi adusă la suprafață din cauza costurilor ridicate ale procedeului și a riscului foarte mare de a distruge epava. În trecut, cea mai veche epavă intactă din lume a fost găsită în Portugalia și avea doar 4.000 de ani vechime. Punctul forte al descoperirilor din Marea Neagră este descoperirea mai multor date despre metodele de construcție folosite în Grecia antică și arată cât de depășit este conceptul modern privind globalizarea. Rețeaua de schimb comercial, războiul și comunicarea erau la fel de importante în lumea antică. Specialiștii se așteaptă ca la bordul corabiei să fie descoperite obiecte foarte valoroase din punct de vedere arheologic. Tot aceștia consideră că această descoperire va schimba datele despre construirea de corobii și navigație în lumea antică. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, apasă butonul de like. Nu uita să te abonezi dacă îți place ceea ce fac. Dacă ai prieteni interesați de acest subiect, arată-le acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare!